Salutare tuturor, eu sunt Santor și bine am găsit la un nou episod cu Rocket League. Sunt aici într-un match care a început deja, dar nu vă faceți griji, o să mai jucăm încă unul sau două. Am avut ceva fel cu filmarea și am cam vorbit jumătate de match singur, dar am zis ok, hai că pornesc acum, nu mai aștept până să termină match-ul, facem episodul mai lung. V-aș ruga tare mult să apăsați și voi pe butonul de like înainte să începem, pentru că mă încurajează destul de mult și mi-arată că apreciați videoclipurile. Pentru cei ce vă uitați la mine pe canal mai mult pentru alte jocuri în afară de Minecraft, îmi pare rău că nu am mai pus atât de multe videoclipuri în weekendul ăsta, dar am fost prins în diferite proiecte și pe partea de filmat am stat mai mult pe seria de single player. Am reușit să fac progres destul de mare acolo și am reușit să filmez episoadele pentru săptămâna ce vine. Vor apărea marți și joi episoadele și abia aștept să le vedeți. Sper că mi-au ieșit bine la editat și că sunt cât mai bine făcute. Am stat mult să le editez, mai trebuie doar să le randez și să fac anumite retușuri, dar per total cred că sunt gata. Pregătesc un episod destul de șmecher care va veni săptămâna asta pe final sau săptămâna viitoare, dar mai avem până atunci. Stai să nu luăm gol acum, perfect, și poate reușim să dăm unul. Sau nu. Dar e ok, am câștigat meciul ăsta și o să intrăm în următoarele. Opa, încă nu-i gata. Meciul ăsta a fost la ranked, solo standard și o să jucăm tot aici, sper să le câștig și pe următoarele. Hai să vedem, așa sau pe următorul, dacă jucăm doar unul, depinde. Vreau să discut despre ceva, dar nu mai țin minte ce. Am mai ascultat niște podcast-uri, dar nu cred că e ok să vorbesc acum despre ele pentru că nu le-am terminat și vreau să mă pun puțin mai bine la punct cu ideea, ca să vă spun lucruri concrete și clare. Referitor la chestia cu afirmațiile ce am vorbit într-unul dintre episoadele anterioare, vreau să vă spun că am testat și funcționează. Deci chiar am rămas uimit, chestia aia funcționează, poți să îți pui acele filtre asupra subconștientului și chiar, nu știu, nu mi-a venit să cred că au funcționat. Mi-am pus niște goaluri așa pentru zile. De exemplu, într-o zi am vrut să fac intermittent fasting și scriind chestia asta de 15 ori de 15 ori dimineața când am plecat spre școală, adică înainte să plec spre școală, chiar m-a ajutat pe parcursul zilei să reușesc și nici nu mă gândeam la lucrul acela, știi? Pur și simplu am făcut fără să mă gândesc și a fost foarte ușor. Iar într-o zi în care, de exemplu, n-aș fi scris, ar fi fost extrem de greu. Deci chiar funcționează și o să mai testez. O să mai testez cu mai multe lucruri. Dacă nu știți despre ce vorbesc, uitați-vă la unul dintre episoadele anterioare, nu mai știu care. Acum unul sau două episoade. Oh, shit, nu trebuia să luăm golul ăsta. Greșeală mea. Acum unul, două, maxim trei episoade am vorbit despre chestia asta. Căutați episodul și chiar vă recomand și vouă să ascultați acel podcast pentru că este foarte folositor și are informații foarte, foarte bune. Dar hai să revenim aici, vorbim despre joc. Vreau să mă apuc să termin Mad Max. Știți că sunt un fan al serii Mad Max și că am cumpărat jocul. Am început cu primul episod, dar n-am mai avut timp să-l joc. Ideea e că eu vreau să-l joc învățând totul despre poveste, vreau să citesc fiecare biografie, tot ce apare în jocul ăla, pentru că sunt un fan al seriei și vreau să știu totul și să explorăm totul din joc, așa că o să dureze destul de mult seria și îmi trebuie și ceva timp ca să pot face asta, dar voi încerca să revin cu jocul. Am încercat și să filmez CSGO, dar nu știu, weekendul ăsta nu mi-a ieșit nimica, pur și simplu am pierdut cred că 8 meciuri una după alta și nu mi-a dat rank down pentru că în fiecare meci eram pe primul loc cu scor de genul 30 și 10 dead-uri, dar pierdeam meciul. Ba aveam AFK, ba aveam troll, ba nu știu, pur și simplu meciurile au fost cancer weekendul ăsta. Nu știu cum să-l numesc pentru că
jucam bine, aveam scor bun, încercam să car echipa, făceam clutch în unele runde, dar nu reușeam să câștig meciul, pur și simplu ne băteau la câteva runde distanță, pentru că aveam echipe super bune, da. Deci n-am reușit să filmez niciun clip, pentru că nu-mi plac cum au ieșit, așa că poate să fac niște Overwatch, o să încerc să mai fac ceva competitive, dar weekendul ăsta am avut și noroc. Am avut noroc pentru că am deschis o cutie și mi-a picat un item de 80 de euro, parcă a fost, sau ceva de genul. Mi-a picat un stat track aquamarin, ceea ce a fost super, super tare, nu mă așteptam. Înainte de el mi-au picat 4 negevuri și eram ceva gen, serios, 4 negevuri unul după altul. Atunci îmi folosisem toți banii când am primit negevurile și am zis ok, hai că mai bag 10 euro și am avut noroc cu acei 10 euro să îmi scot toți banii și să scot chiar un plus destul de mare. Desigur am vândut itemul și mi-am luat altele. Am acum un AVP Asimov, am un Water Elemental, Glock, AK Redline, nu mai știu ce am. La USP folosesc Torque, deci și ăla nu e așa scump. Am un MP7 șmecher cu stealth track, un P90. La M4A4 mi-am luat Evil Daimo, ăla îmi place cel mai mult. Dintre toate skin-urile la M4A4, ăla mi se pare cel mai șmecher, deși e foarte ieftin. Dar mi se pare super tare și chiar îl ador. I-am pus și stickere cu Fnatic pe skin-uri, pentru că țin cu Fnatic, mi se pare cea mai tare echipă. Playerul favorit fiind Olofmeister, în caz că vă interesează. Deși îmi place și JW. Nici Flasha nu joacă rău. Așa. Flasha era tipul de care se lua toată lumea că are hack sau ceva de genul. Parcă el era, nu mai țin minte sigur. Așa. Hai să vedem cum putem face să câștigăm meciul ăsta. De fapt, deja conducem, dar vreau să dau și eu gol. N-am dat gol nici în meciul ăsta, nici în meciul celălalt, cred. Na, hai că am dat unul. Direct pe vinclu, mă. Direct pe vinclu. Uite ce șmecher. A ieșit unul, lol. Nice. Hai că mi-a plăcut ăsta. A fost super tare. Asta am vrut. Asta o lipsit din videoclip. Atât am vrut, mă. Bun. Hai că mă duc după boost. Așa. What the fuck? Ce gol ar fi ieșit? Oh my god. Am zburat jumătate de teren. Wow, dacă mi-a ieșit chestia asta era super tare. Ai mă, o scos-o. Stai să mă duc pe niște boost. Ne întoarcem. Ah, shit. Trebuie să ai predicție la minge foarte bună dacă vrei să faci aereale, pentru că altfel nu o să iasă. Gen aereale de alea șmechere, că aereale de astea simple le faci una, două. M-am dus prea sus de data asta. Vedeți, trebuie să predic unde pică mingea și unde o să-mi ajungă mașina după ce zbor. GG, nice, 7 puncte. Nu știu de ce sistemul ăsta e așa de nașpa. Dă foarte puține puncte. Ia să-i, chiar sunt curios, cel de pe primul loc în top, câte puncte are, mă? Ranked leaderboards, 1200 de puncte aici văd că. Ăsta ce-i, solo? Da. Aici la doubles 1500, 1600, nu sunt așa multe, erau înainte și cu 2000 și... Dar totuși... Ia, dacă dăm ultimul din top, cât are? Tot 1000? Da, undeva la 900-1000 probabil. Lol, deci dacă aș ajunge la 900 de puncte, aș fi în top? Bine, mai am până acolo, eu sunt abia la 400 la 1v1. Bine, nu pot să zic abia, dar 406, aici am 429 și la astea două stau destul de prost. Chiar stau destul de prost. Bun lume, hai să încheiem aici episodul, îl facem puțin mai scurt, sper că v-a plăcut, ia să vă arăt mașina în caz că n-ați văzut-o și pe cealaltă culoare. Chiar îmi place combinația asta, uite arată super tare și am pus să fie mată, mașina chiar îmi place cum arată așa.
Steagul mi l-am pus de la Razer, nu știu ce, am mouse Razer și căști Razer, deci am zis, ok, hai să pun și steag Razer. Și sper că v-a plăcut episodul, dacă da, nu uitați să dați și voi un like și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!